Nebuloasa Twin Jet, jeturi gemene, are în centrul ei două stele care orbitează într-un sistem binar. Cu 1200 de ani înainte, o explozie încă necunoscută împrăștia material în jur sub forma a două jeturi, determinat de poziția celor două stele binare. Nebuloasa este cunoscută și sub numele de fluturele lui Minkowski, după Rudolf Minkowski, omul de știință care a descoperit-o.